Deci postul este maica sănătății și lungimea vieții. Îl ține în măsura asta, am avut și noi un pusnic de această factură, m-am amintit și de fiecare dată vreau să amintesc, pentru că Munții Neamțului rămân leagănul atonit românesc al pusnicilor noștri emeriți. Aici acest pusnic Ioan, pe care și părintele Cleopa l-a întâlnit, ne-a arătat că măsurile postului, ceea ce am început noi când am început a vorbi, că postul are niște trepte, adică deplinătatea postului este, cum spune David, ce voi răsplăti Domnului pentru toate câte mi-a dat mie. Paharul mântuirii voi lua și numele Domnului voi chema. În ciuda faptului că noi vorbim acum de postul Crăciunului, care e al bucuriei, al veselii, are o căruță de dezlegări la pește, are o căruță de dezlegări la vin, o căruță de dezlegări la un de lemn. El, m-a propriu zis, este un post mai mult al amintirii tuturor faptelor minunate. Ce se întâmplă? Moise a stat de două ori 40 de zile în Sinai să aducă tablele legii. Iachim Șana s-a rugat 40 de zile ca să aibă pe prunca Maria când erau stierpi și i-a bat jucorit Isahar arhiereu. Zaharia și Elisabeta s-au rugat după ce a rămas ea însărcinată de bucurie. Ana, femeia lui Elcana, mama lui Samuel. După aceea avem pe alți sfinți care au ținut ăsta 40 de zile a trecut până ce a ajuns Mântuitorul la templu, l-a luat Simeon în brațe, are alte semnificații. Nu este un post al durității, postul pătimirilor Domnului, cel din postul mare, care e total sever, cu pâine și apă și tot, e nimica toată, că e fără un de lemn, pentru că Hristos n-a mâncat și n-a băut nimic, așa cum am început. Deci postul acesta este nou, foarte îndemnos. În schimb, pusnicul Ioan din Munții Sihlei ne arată că cei care mănâncă carne nu vor spori niciodată, așa că mai ușor cu înainte văzătorii, o lăsăm în planul 2. Așa. După aceea avem vegetarienii, care spune că aceștia își curăță trupul de patim grosolane. Hai să folosesc o vorbă obraznică. Nu curgi untura după tine, nu gâfâi de gras, nu te prăbușești sub greutatea picioarelor cu trupul, nu trebuie să te poarte cineva de sub soară, te miști. Acesta este un post, ca să spunem noi așa, folosim noi cămara lăcomiei. Mănânci orice, că spune omul, dar e post și n-am sas. Și dă-i cu măr, dă-i cu o pară, dă-i cu morcov, dă-i cu o legumă, dă-i cu o bombonică, dă-i cu o felie de pâine, dă-i cu o dulcețică, dă-i cu o zacuscă. Dar până în seară tu postești, adică da, da ești da. În post. Ăsta este postul vegetarian, așa se cheamă, cămara îmbuibării. Acest de aici, că se plânge lumea, fai, vine postul, iar mă îngraș. Păi da, asta e explicația. Păi de aici ne îngrașăm. Pentru că la noi când vine, asta am spus și eu cuiva, că m-a întrebat părinții, cum vi se pare când vine postul? Dar cum mi se pare? 4-5 kg în plus. De ce? Pentru că mâncarea, neavând un gust anume specific, sau e una să mănânci două ouă fierte și să fii sătul toată ziua și alta să mănânci două castroane de borș care ăla îți depune. Și peste jumătate de ore ar ții foame. Și atunci asigur că din cămara aceasta îmbuibării, viața spirituală bisericească a ales cele două variante. Varianta de mâncări între mese, pe care o păstrează mănăstirea, program. Să te înveți să mănânci dimineața la ora 9 sau 10, da. La ora 1 și seara la ora 5 sau 6. Atât. Și nu e suficient dacă stăm să ne gândim puțin pe o zi întreagă, totuși. Nu e suficient. Știi de ce nu e suficient? O cană de lapte cu o cană de ceai nu e aceeași calorie. La prânz, să spunem o bucățică de carne sau ceva consistent, într-o garnitură de ex, ceva, că pui ceva, nu e ca tot aceea, când ai mâncat tot o căniță de cartofi mai goală. O cană de ceai dimineața cu o felie de margarină sau dulceață nu e aceeași cu o cană de lapte cu un ou prăjit, să spunem. Normal că e o diferență. Dar bine, noi suntem învățați să mâncăm pentru că ne-am învățat consumatori. Ori dumneavoastră trebuie să fiți atenți că postul vine să stea un pic și împotriva ideii de consumerism abuziv. Deci vedeți, haideți să ne uităm un pic, că nu, aceea vreau să mă scuz înainte de a vorbi, pentru că eu știu că-s dușmani, stau cu ochii pe emisiunile astea și așteaptă să găsească pe ceva, să înjuri, să cărtească, să clevetească. Hai să mergem la un supermarket din ăsta, cum se numește, un magazin de incintă urbană a orașului, să-i vezi pe oameni cum ies în timpul postului cu cărucioarele alea pline
acum eu vă spun ca cel care nu sunt nici mic de statură, nu sunt nici înfrânat la mâncare, nu sunt nici un consumator exagerat de mâncare, dar nici nu sunt un om care se vede prin mine și deja străbate duhul și o ia în sus cu previziuni. Nu. Sunt un om obișnuit. Dar când îi vezi câte pungi de macaroane, câte pungi de cronțanele, câte pungi de crochetele, câte pungi de toate pastele astea făinoase, chiar dacă ele sunt de post, astea sunt mai periculoase ca orice, să depun la nebunie. Deci, spuneți că îmi fac niște spaghete. Păi ai mâncat un castron de ala de aluată, ăla stă în stomac 3 zile până stomacul digeră și tăți se depune pe șolduri, vezi că ai colăcei în noți fără să vrei. Deci e foarte periculos în post. Postul se axează pe foame. Deci după vegetarian ce vine? Mâncarea fără unt de lemn. Iertura simplă, ca să stai pofta de mâncare. Dacă ai pus dafin într-o tocăniță de cartofi, ai pus jumătate de borcan de bulion, ai pus câteva linguri de ulei, ai pus o ceapă prăjită, ai ras un morcov pirăzătoare, ai pus un pic de piper, ai pus un pic de sare după gust, ai mai pus și niște murături și ai mai făcut și o mămăligă. A dispărut totul de pe masă și ai postit pentru 3 zile într-o singură zi. Deci iarăși trebuie să fim atenți. Deci următoarea etapă este tocmai înfrânarea de la mâncări fără gust. Ca papila gustativă să nu simte, să nu simtă nevoia. Ați văzut ce șmecherii au făcut știința? Eu nu sunt cu conspirații, nu cred în prostii de astea, nu le-am dat mare importanță niciodată, dar nici nu sunt adeptul mâncărurilor prea ambalate. Mănânc mâncarea obișnuită, adică cea care o produce în mâna omului, un orez cu o ceapă fiartă, o varză cu o ceapă fiartă sau prăjită, așa călit un pic, nu știu, cu mâncări de astea, cumpăr conserve, le disfac, le încălzesc în butiatorul ăla cu microunde și gata, am mâncat, am terminat mâncarea, nu mi se par normale nici alea. Mâncările astea noastre conțin foarte multe, cum le spun ieuri, dacă are ce rol au, ca să te îmbii să mănânci, adică să ai desfăcut o conservuță de aia de pește, ai lins-o din două linguri, ai mai disfă una, o disfaci, o disfaci pe a treia, o disfaci pe a patra. Sunt mai aromate decât ar trebui, nu? Gustul e mai... Nu numai că sunt aromate, îs făcute să te atragă, să devii consumator. Ei, dar dacă tu ai mâncat două cartofi fierti cu mușdei și cu o bucățică de mămăligă rece, așa, parcă nu merge așa repede pe gât, o mănânci ușor și aș da, stii de jos, că nu mă mai umplu. Ei, dacă n-ai mâncat o mâncare de aia gătită, suculentă, cu sosuri, cu asta, normal că caz în lăcomia cealaltă, în extremă. Și atunci, sigur că după etapa asta cu mâncările fără gust, numai fierte, vin mâncările uscate. Un pesmet cu apă, pâine cu apă, călugări știu ce înseamnă, ce spun eu acum. Legume fierte crude, a noștri le spun, așa mai zic, și că dacă vrei mai folia, că de ciubără de ăla, ca la porci. Adică pui niște broculi, niște varză, niște morcovi, niște cartofi tăiate în patru, le pui în oală, se pune o sâtă așa întâi și le pui toate deasupra, pui capacul și fierbă în ambrul ăla și presul un pic de sare. Noi le spunem natur. Dar le mănânci o leacă ca să spui că ai mâncat fără un de lemn, ca să aibă leacă de gust, că așa n-ar avea chiar niciun gust. Dacă le-ai pune apă chioară să fierbă, dar numai în ambrul ăla, fierbă mai bine. Și aia înseamnă mâncarea cea mai potrivită. Pentru că postul nu e despre mâncare. Eu sunt total contrar. Acum când am văzut că s-a inundat Facebook-ul în clipa când stăm noi de vorbă, emisiunile astea în general care le fac pe la mănăstiri, pe la oameni, pe la gospodine, peste tot, toată lumea etalează rețete de post, cărți de bucate de post, mâncărul de post, ceaiul de post, dulcețul de post, zacuscă de post. Păi, frate, hai să facem un festival de gastronomie care durează 40 de zile, din 15 noiembrie, da? Până în 25 decembrie. Și ne întrecem fiecare în bunătăți. Vă spun eu că nu este post. Este o adevărat. Las-o pe gospodină să se întreacă, ea în talente. Vă spun eu că inventează, o să fie geloși cei care nu mănâncă de post și mănâncă o bucată de carne sau trei ouă pe cei care mănâncă de post. Câte bunătăți se pot face? Sau cât îi scodești mintea femeii, dacă se pune să facă mâncare. Câte taine are, câte talente, câte invenții, câte gusturi. Deci, asta trebuie să luăm în esență.
Din 15 noiembrie până în 25 decembrie, noi trebuie să intrăm într-o etapă de hăituire a diavolului din poftele noastre.